Sfântul Gheorghe este sărbătorit astăzi, marți 23 aprilie. Gheorghe este sfântul purtător de biruință atât în țările ortodoxe cât și în cele catolice. Aproape un milion de români își sărbătoresc astăzi ziua de nume. În cele mai multe icoane, Sfântul Gheorghe este reprezentat într-o mantie roșie, culoare tradițională pentru un martir, dar și ca războinic sau ca un conducător militar, ținând o cruce în mâna dreaptă și o sabie în mâna stângă. Sunt numeroase credințe și superstiții tradiții strâns legate de această sărbătoare. Oamenii se scaldă înainte de răsăritul soarelui într-o apă curgătoare pentru a fi sănătoși tot anul și pentru spălarea tuturor relelor. Busuiocul semănat înainte de răsăritul soarelui e bun pentru cinste. Cel care se spală cu roa de pe el este cinstit de toată lumea. De Sfântul Gheorghe se cântăresc oamenii pentru a fi sănătoși tot anul și pentru a se proteja de farmece. Cine doarme în această zi, acela ia somnul mieilor și tot anul este somnoros. Gunori uil adunat în ziua de Sfântul Gheorghe se pune la rădăcina pomilor ca să rodească bine. În această zi se adună de pe câmp tot felul de buruieni de leac care se păstrează peste an. Dacă în ziua de Sfântul Gheorghe va fi rouă multă, este un semn de an bogat.